Sunt încântat să vă salut și în acest episod Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Bubăneață și este cu adevărat un privilegiu pentru mine că și de această dată ați ales să ne priviți pe Speranța TV, pe rețelele sociale sau să ne ascultați pe Radio Vocea Speranței, ori pe podcast. Suntem aici să deschidem Scriptura, să analizăm Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce dorește să ne transmită astăzi prin ceea ce găsim scris în această carte sfântă. I-am adus alături de mine pe doi colegi, prieteni care prieteni ai Scripturii, pentru a ne ajuta să decodăm un pasaj pe care îl vom analiza în ediția de față. Îi spun bun revenit în platoul Tainei de Scripturi pastorului Florin Răduț. Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să-l revăd pe pastorul Alin Cătinean. Este o onoare să fiu din nou prezent în studioul dumneavoastră. În ocazia asta, așa cum știm, începem prin a răspunde unei întrebări venite din partea dumneavoastră. Urmează rubrica Întrebarea ta. Domnul Claudiu Străinu ne-a scris pe WhatsApp la 0751400300 următoarea întrebare. Practica spovedaniei este una biblică? Ca să răspund la întrebarea aceasta, vreau ca să amintesc două versete din Sfânta Scriptură. Primul se găsește în Ezra, capitolul 10, cu versetul 11, acolo unde Biblia spune: mărturisiți-vă acum greșeala înaintea Domnului, Dumnezeului părinților voștri și faceți voia Lui. Iar al doilea se găsește în Iacov, la capitolul 5, cu versetul 16, care spune: mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Această dilemă, cui să ne mărturisim păcatele? Și de foarte multe ori ne facem referire la versetul din Iacov în felul acesta, încât avem nevoie să ne spovedim cuiva astfel încât păcatele noastre să fie mărturisite. Însă direcția este cu totul alta, și anume noi trebuie să ne mărturisim păcatele unii față de alții, dacă am greșit unii față de alții, dar întotdeauna trebuie să ne mărturisim păcatele înaintea lui Dumnezeu, pentru că El este singurul care poate să ne ierte păcatele noastre. Dar în Vechiul Testament găsim practica aceasta a spovedaniei? Nu, ce este interesant, și biserica creștină nu se practică spovedania decât după anul 600. După Dar erau preoți care mijloceau în Vechiul Testament. În Vechiul Testament avem un verset, așa? Isaia 55, versetul 7, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Deci din start îl descoperim pe Dumnezeu, cel care iartă, și iartă atât de mult încât nu putem spune e prea mult pentru tine. Acum, dacă privim la Vechiul Testament, trebuie să fim conștienți că Dumnezeu s-a adaptat la nivelul de cunoaștere din vremea respectivă. Iar tot ce însemna sanctuarul cu ritualul de acolo era un sistem pedagogic pentru ca ei să înțeleagă ce înseamnă Iisus Hristos care vine pe pământ, care se umilește, care ajută oamenii, care moare, care înviază. Și sistemul acela până la urmă ne descoperă un Dumnezeu sfânt, ne descoperă un om păcătos și Iisus Hristos care face legătura între cele două tabere, dacă putem spune așa. În Noul Testament chiar avem versetul din 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, care ne ajută să înțelegem că nu există intermediar, nu există persoane la care noi trebuie să ne raportăm, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Apoi se prezintă faptul că s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare. Prin urmare, a ne mărturisi păcatele ține exclusiv de Dumnezeu pentru a primi iertare. Colegul a amintit foarte bine, dacă eu greșesc față de vecinul meu, merg la vecin și mărturisesc păcatul, pentru că avem și în rugăciunea domnească. Cum iertați celorlalți, așa vă iartă și vouă Dumnezeu. Spovedania, până la urmă, există în creștinism pentru ca omul să se simtă mai liniștit, mai liber, să facă ceva față de un om, ego te absolvo, da, expresia aceasta folosită în Biserica Catolică, însemna o delegare divină.
și se consideră că Dumnezeu a delegat pe un om ca să ierte păcatul. Dar ați văzut că în Isaia se spune concret. Dumnezeu nu obosește iertând, deci nu are nevoie de această delegare. Nu este atât de ocupat încât eu, păcătosul, să nu pot veni la el, risesc vina pe care o am. Niciun om nu are căderea să ierte un alt om, pentru că și omul respectiv la rândul lui păcătuiește. Exact. Trebuie să înțelegem aspectul acesta. Biblia ne ajută să înțelegem că nu este niciun om fără păcat. Singurul noi, care este fără păcat este Mântuitorul Iisus Hristos. Iar noi, singurul păcat pe care putem să-l iertăm este păcatul care a fost săvârșit împotriva noastră. Și avem datoria de a ierta păcatul acesta. Dacă vine cineva să-și ierte, sau mă rog, chiar și fără. Exact. Da. Plus că avem în Apocalipsa 19:10, acel moment în care Ioan e gata să se închine la înger. Îngerul răspunde și eu sunt împreună slujitor cu tine, adică nu mai vorbim de un om, nu mai vorbim de un preot, vorbim de un înger care e nesuprim. Și îngerul spune, stai liniștit, amândoi ne raportăm la același Dumnezeu. Adresați-ne întrebări. Suntem aici la Tainii de Scripturi pentru a răspunde acestora. Lăsați-ne comentarii publice sau în privat pe YouTube sau pe Facebook. De asemenea, folosiți WhatsApp 0751400300, folosiți și SMS cu tarif normal, preluăm întrebările dumneavoastră, iar în ediții viitoare răspundem acestora, pentru că emisiunea de față este înregistrată și nu putem prelua de la dumneavoastră întrebări așa cum ar fi trebuit să fie dacă emisiunea noastră ar fi fost live. În acest episod Taine de Scripturi, împreună cu pastorii Alin Cătinan și Florin Răduț, vom răspunde întrebării de ce este comparat de Biblie Domnul Iisus cu un hoț, decriptând pericopa biblică regăsită în Matei 24, de la versetul 36 mai departe. Am să dau de citire câtorva versete de aici. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, iduma se va întâmpla și la venirea fiului omului, în adevăr, cum era în zilele de dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Atunci doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina, poți să zici mai tare, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Mă opresc aici, deși putem să continuăm. Dar pentru început, mi-aș dori să creionăm contextul în care apar cuvintele acestea. Sunt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, da? Așadar, ajutați-ne să înțelegem mai bine de ce Domnul Iisus simte nevoia să vorbească în termenii aceștia. Și unde se afla Domnul Iisus atunci? Care era publicul țintă? Și cum să înțelegem noi astăzi contextul respectiv? Cum trebuie să fim conștienți că dezvoltarea unei pasiuni pentru evenimentele sfârșitului a fost favorizată și de istoria poporului Israel. De exemplu, în anul 168 înainte de Domnul Hristos, Antioh al IV-lea, acest rege sirian, a vrut să profaneze templul. A adus un animal acolo necurat, un porc. A interzis respectarea Torei. Asta a făcut ca Matatia, cel care venea pe filiera lui Fineas, era Fineas fiul lui Aron, s-a revoltat și fiul lui Macabei a rămas în istorie, au reacționat și au zis nu se poate așa ceva și au luptat și după o perioadă destul de sângeroasă, templul a fost eliberat și până la urmă s-a revenit la situația inițială. Și de atunci a rămas concepția aceasta, se va întoarce Mesia, va veni cineva care să ne elibereze de acești oameni care sunt împotriva legii, împotriva templului și împotriva ritualului. Doar că atunci când a venit Iisus Hristos, a încercat să îi ajute, pentru că ei se gândeau la un Superman, cineva care vine și rezolvă toate problemele și scapă de roman. Și Iisus Hristos spune, fiul omului n-a unde să-și plece capul. Adică asta însemna să nu aveți mari așteptări. Eu nu vă voi oferi o împărăție care are legătură cu
pământul acesta. Și într-un astfel de context, Domnul Hristos prezintă niște parabole ca ei să înțeleagă ce înseamnă a doua venire, ce înseamnă reîntoarcerea Fiului Dumnezeu pe pământ și până la urmă ce înseamnă pregătirea lor pentru acest eveniment. Este o parabolă ceea ce spune Domnul Iisus aici? În versetele amintite mai devreme? Adică despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngeri din ceruri? Este o referire directă referitor la faptul că evenimentele care vor veni nu vor putea să fie identificate ca să se întâmple în ziua Z la ora X. Și asta scoate în evidență faptul că trebuie să fim mereu pregătiți pentru a nu fi luați prin surprindere. Tocmai de aceea este expresia aceasta, și anume Domnul Iisus Hristos este identificat ca un hoț, adică venirea lui este identificată ca un hoț, pentru că hoțul atunci când vine nu lasă un memo înainte, ai grijă, în ziua cutare, la ora cutare, te voi vizita. Înțeleg. Care este contextul în care Domnul Iisus vorbește despre asta? Despre ideea asta? Dacă citim în versetul 1 din capitolul 24, la ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii s-au apropiat de el ca să arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Și apoi se așează pe muntele măslinilor și are loc discuția aceasta. Templul a aurit strălucitor datorită razelor solare, pentru ucenici însemna ceva, însemna stabilitate, însemna bogăție și până la urmă frumusețea aceasta să arăți ceea ce ai reușit să faci. Și Domnul Hristos spune, dărâmarea, prezintă câteva lucruri despre dărâmarea Ierusalimului, dar totodată amintește ce se va întâmpla la sfârșitul timpului, la vremea de final. Și în predica aceasta încearcă pe ucenici să-i conștientizeze de viitorul apropiat și totodată de planul pe care Dumnezeu îl are pentru omenire. Acum, ce ar trebui să înțelegem? De la versetul 36, Domnul Hristos vrea să răspundă la o întrebare și întrebarea vizează pregătirea lor pentru evenimentul final. Adică revenirea Domnului. Revenirea Domnului Hristos. Dacă am citit tot pasajul, vom descoperi ideea aceasta, voi trebuie să fiți gata, voi trebuie să fiți pregătiți. Și ca să înțeleagă ucenicii ce înseamnă această pregătire, Domnul Hristos spune, uite, aveți o fereastră și a deschis fereastra zilele lui Noe. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe? Au ignorat mesajul pe care acel om al lui Dumnezeu l-a transmis timp de 120 de ani. Făceau o corabie, o construcție nouă, au trecut pe acolo, presupun că au avut discuție cu Noe, Noe le-a spus planul Dumnezeu, a zis nu ne interesează și a zis să aveți în vedere că și la vremea sfârșitului se va întâmpla acel lucru. A doua fereastră, cum era în zilele dinainte de potop, mâncau, beau, se însurau. Exact, da, și dacă ar trebui să citim în Luca, se vorbește și despre Sodoma, cum s-a întâmplat pe vremea Sodomei. Acolo, de asemenea, descoperim imoralitate și o răzvrătire, știți cum e, pe față, față de principiile lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos deschide fereastra aceasta a doua și spune, oameni buni, așa se va întâmpla în vremea sfârșitului. Veți avea informația, dar nu veți fi gata să reacționați. Și hoțul de care amintea și colegul, adică Iisus Hristos vine ca un hoț, nu dorește lucrul acesta să ne ia prin surprindere. Dar indiferența noastră ne va surprinde pe noi. Și el va veni după cum a stabilit. Interesantă perspectiva aceasta, cu toate că spuneați la un moment dat despre faptul că copiii lui Dumnezeu vor trebui să fie pregătiți și cumva este un semnal, sunt niște semnale de alarmă pe care Mântuitorul le atrage în predica aceasta de pe Muntele Măslinilor privind la Ierusalim, care s-a întâmplat să fie dărâmat, da, așa cum a scris el. De exemplu, ce vrea să zic aici în versetul 38, așa. Cum era în zilele dinainte de potop, cau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabe. Cu alte cuvinte, e o întrebare pe care ne-o punem. E rău
ca să mâncăm, să bem, să ne căsătorim și așa mai departe. Ideea surprinsă aici nu pune neapărat într-o lumină negativă elementele acestea. Ba din contră, sunt niște lucruri care au de face cu viața cotidiană, cu normalitatea, dar care uneori viața cotidiană ne răpește atenția de la evenimentele sau lucrurile care vestesc timpul pe care îl trăim și iminenta revenire a Domnului Iisus Hristos. Mă întorc un pic la versetul 36 și versetul 35. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și aici Domnul Iisus spune așa: despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum să înțelegem versetul ăsta? Adică despre revenirea Domnului Iisus nu știe nici Fiul, nimeni altcineva decât Tatăl? De multe ori m-am întrebat de ce nu avem data precisă al revenirii Domnului Iisus. Exact, ne uitam în calendar. Păi da, eram liniștiți. Înaintașii noștri s-au avântat în asta. Da, pe baza profețiilor din Daniel, dar Biserica Adventistă a apărut tocmai ca urmare a marea dezamăgire. Dar și aici se împlinește o profeție din Apocalipsa capitolul 10, cu acea cărticică dulce și apoi până la urmă ajunge să fie amară. Ori de câte ori mi-am adresat întrebarea aceasta, studiind Biblia, mi-am dat seama că Dumnezeu are interesul ca noi să îl iubim având în vedere tot ce a spus el. De ce? Pentru că dacă ar fi stabilit o dată precisă, noi n-am fi pregătit, am fost mai buni, am fost mai răbdători. Bine evenimentul acela. Adică și Venus ar fi putut să spună, măi, ipocritule, nu mai fi așa. Da, motivația. Ori de câte faci un lucru, poți să ai în vedere trei aspecte. Poți să fii motivat din interes, de frică sau din dragoste. Și așa de frică ne arde Domnul cu foc, varianta pe care noi o știm din copilărie. De asemenea, din interes, vreau să fiu și eu acolo în împărăția lui Dumnezeu, străzi de aur și tot ce a pregătit, dar motivația cea mai potrivită, dragoste. De aceea în Ioan se spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Iar Domnul Hristos a venit pe pământ și a asumat statutul acesta de Fiul lui Dumnezeu și și-a limitat anumite capacități și de aceea spune aici, despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii, nici Fiul, ci numai Tatăl. Adică acum când am venit pe pământ și eu sunt printre voi, sunt exemplu pentru voi, am renunțat la anumite capacități pe care le aveam dinainte, să știți că în statutul acesta, cu statutul acesta pe care l-am, nu știu data respectivă. Era bine pentru ucenici. Acum, dacă ar trebui să facem legătura cu Fapte capitolul 1, când ucenicii zice, Doamne, acum vei așeza împărăția, cum va fi? Spune despre vremuri și despre soroace să nu vă interesați, ci până la urmă voi aveți o altă responsabilitate. Treaba voastră este să primiți puterea Duhului Sfânt. Ce descoper în societatea de astăzi? Se întâmplă un cutremur, o inundație, apocalipsa, apare imediat expresia aceasta sau cuvântul acesta magic. Și îți dai seama că oamenii interpretează apocalipsa sau sfârșitul lumii având în vedere evenimentele acestea nepotrivite. Pe când Biblia, când vorbim de apocalipsa, vorbim de o speranță, de încurajare, o descoperire a lui Dumnezeu. Știe astăzi Domnul Iisus când va veni? Va reveni? Astăzi. E o deducere pe care o putem face în privința aceasta. Ceea ce pot să completez la ceea ce spunea colegul meu este faptul că atunci când Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, întrupat, el a fost limitat din anumite puncte de vedere. Acum privim la Domnul Iisus Hristos care se află în ceruri, în contact direct cu Tatăl, care are în vedere această revenire pentru salvarea noastră. Nu cred că ar trebui să ne intereseze dacă știe sau nu știe, ci cred că aspectul cel mai important aici este pregătirea noastră în vederea revenirii Domnului Iisus. Dar totuși este o întrebare pertinentă. Știți cum e, dacă ne uităm seara pe cer și descoperim stele, ne dăm seama că nu plouă, în mod normal, luăm varianta cea mai simplă. Domnul Hristos ne-a lăsat anumite semne ca noi să înțelegem dacă mai este mult sau mai este puțin. A evitat să ne dea dată precisă pentru eu binele nostru. N-am întrebat asta. Am întrebat, știe Domnul Iisus când va reveni sau nu știe? Deci, luând statutul de om atunci când Matei consemnează lucrul acela, nu știe. Nu, astăzi știe. Dar
Sigur că știe. Iisus Hristos e Dumnezeu. Aș vrea un pic să vedem contextul. În Matei 24, versetul 4, Mântuitorul spune așa: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Apoi în versetul 42, vechi, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Da. Versetul 44, de aceea și voi fiți gata, că și fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Urma să le analizăm, da. Dacă e făcut referire la ele. Ce mă interesa? Faptul că există această prezentare, acest speech din partea Domnului Hristos, caută să-i ajute pe ucenici ca să înțeleagă ce ar trebui să facă pentru marele eveniment. Acum m-a surprins cuvântul acesta gata, etoimos în greacă, vine din vocabularul sportiv și desemnează starea unui atlet înaintea competiției, adică concentrare maximă, până la urmă știi ce urmează și ești gata să pleci în cursă. Și totodată, hotărârea unei santinele aflate în post. Și acum gândiți-vă la lucrul acesta, a fi gata, ce să presupună? Și Iisus Hristos a spus: învățați de la Noe, învățați de la Lot, să nu faceți greșelile lor. Sodoma și Gomora. Da, de asta spune de Lot. Exact. De fapt, accentul cade dincolo de venirea Domnului Iisus Hristos, cade pe pregătirea. Pentru că venirea Domnului Iisus Hristos poate să însemne două lucruri, și anume, pentru o categorie dintre oameni, viața veșnică, iar pentru cealaltă categorie de oameni, pedeapsa păcatelor pe care ei le-au săvârșit și pentru care ei n-au cerut iertare și ispășire. Și tocmai de aceea accentul foarte important cade pe acest timp de har pe care noi îl avem în vederea pregătirii noastre. Pentru că întâlnirea aceasta va decide de fapt soarta noastră. Ce va veni Domnul Iisus ca un hoț? Va veni ca un hoț? Pentru unii va fi o... Fără doar ce poate. O neașteptare. Ce se întâmplă la hoț? De ce dai imaginea aceasta? Până la urmă, tu nu te gândești că are loc evenimentul respectiv. Tu îți vezi de programul tău TV, ești pe rețelele sociale, așa? Dai like-uri. Și dintr-o dată unul dintre noi dispare. Da, unul dintre noi dispare. Eu întreb foarte... Uite ce zice aici. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și unul va fi lăsat. Pac, unul dintre ei... Da. S-a dus. Apoi zice, din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Dintr-o dată ele erau aici amândouă, una măcinau împreună și una dispare. Da, pasajul acesta este folosit adevărat de către cei care au în atenție răpirea. Uite, acum la emisiune, s-ar putea ca unul dintre noi... Au fost ecranizări. E puțin probabil. Au fost ecranizări făcute pe tema aceasta când descoperai hainele copilului sau hainele soției și ce s-a întâmplat a fost răpit. Așa. Doar că Biblia, dacă o citim de la Geneza la Apocalipsa, promovează altceva. Am putea să mergem în Tesaloniceni să vedem că, până la urmă, Dumnezeu spune: nu o să ia nimeni înainte, nu o să meargă nimeni în față. Versetele din Matei, capitolul 24, vor să ne arate că nu contează că tu ești în aceeași casă, nu contează că ai aceeași profesie. Dacă tu nu ești pregătit și inima ta nu este curată, unul va rămâne aici pe pământ sortit pentru moarte veșnică, pentru moarte veșnică, și celălalt va ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Adică mântuirea nu este personală, nu este prin cineva anume. Personală, și vedeți, avem fericire Domnul Hristos. O fericire, spune așa, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Dar noi nu vedem cu inima, noi folosim alt organ, ochiul. Dar între Dumnezeu, altul este sistemul de verificare, de control, de analiză din punct de vedere spiritual. De aceea, două persoane care au mers pe același traseu pot să se separe din perspectiva divină, ținând cont de inima curată sau inima pătată. De fapt, versetele acestea încearcă să scoată în evidență același aspect al vieții cotidiene, în care omul este angrenat în anumite munci, și unii comentatori, de exemplu, încearcă să creioneze această imagine a doi bărbați, ca de exemplu un tată, un fiu sau doi frați care fac aceeași muncă împreună, și zice unul va fi luat și altul va fi lăsat. Expresia aceasta poate să ne ducă în două direcții. Una, și anume că unul va fi luat și va primi răsplata veșnică, sau va fi luat ca să se întâlnească cu Hristos. Iar cea de-a doua este că unul va fi luat și va fi dus la judecată. Și
nuanța pe care verbele acestea le au în limba greacă, tind, în mod special unii comentatori, surprind că ar fi mai relevantă ideea ca unul să fie luat și dus la judecată, adică, ce vrea să zică, noi ne trăim viața de toate zilele, fiecare cu jobul pe care îl avem, însă la un moment dat viața noastră se va încheia într-un fel sau în altul. Și asta înseamnă că de la momentul respectiv noi nu mai putem să facem absolut nimic în vederea pregătirii sau a mântuirii noastre. Și atunci viața noastră va fi analizată, judecată și în dreptul nostru se va spune ceva. Mântuit sau pierdut? Și imaginea aceasta, de fapt, este dublată prin versetul 41, unde spune două femei. Cu alte cuvinte, este foarte important cum ne trăim viața aceasta, pentru că într-un final va exista o judecată care va decide. Dar mântuirea este prin har. Ați făcut referire la un moment dat despre atitudine, despre fapte, despre diferența asta dintre unul care va fi luat, altul va fi lăsat pe baza acțiunilor lui. Cu toate astea, Scriptura ne confirmă că mântuirea este prin har. E un gând pe care l-am citit. Este un dar din partea lui Dumnezeu, care nu are la bază faptele. Doar și poate, că și prin har ați fost mântuiți prin credință. Este darul Dumnezeu. Faptele voastre sunt bune. Da. Cum zice, nu pavă. Faină... Murdară, nu? Murdară. Gândul pe care l-am descoperit într-o carte spune așa: Dumnezeu ne iubește atât de mult. Nu, Dumnezeu ne iubește și ne primește așa cum suntem. Dar ne iubește atât de mult încât nu ne lasă așa cum suntem. Vii la Dumnezeu pe baza harului, adică har ce înseamnă? Milă nemeritată. Și în relația cu Dumnezeu tu nu poți să rămâi la fel. Tu te vei schimba, vei vorbi diferit, vei gândi diferit, vei relaționa diferit. Adică harul te încurajează la schimbarea stilului de viață. Pentru că noi avem în societate ideea aceasta, Dumnezeu mă iartă, pot să fac orice, e bun și va accepta faptele mele. Dumnezeu ne iartă și totodată ne încurajează la schimbare. Prima predică pe care Iisus Hristos o prezintă aici pe pământ, când a început lucrarea publică: pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Asta ce înseamnă? Schimbare, transformare. Aș mai completa ceva legat de ideea aceasta. De curând a fost un eveniment care a zguduit comunitatea adventistă din zona Brașov, și anume ideea aceasta în care doi oameni merg pe drum, unul este luat și unul este lăsat. O familie mergeau pe munte, discutau și soț-soție, și soția îl întreabă pe soț: dacă astăzi te încheia viața pe pământul acesta, ai fi pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu? Adică viața ta e pregătită atunci când El va reveni să îl întâlnești? După câteva momente de gândire răspunde afirmativ persoana respectivă și mai merg, se mai plimbă puțin pe munte, pe urmă face infart și moare. Conturează ideea aceasta în care doi merg și poate la un moment dat se încheie viața pentru unul dintre ei. Și contează foarte mult pregătirea pe care a făcut-o în vederea aceasta. De fapt, pregătirea aceasta înseamnă relația noastră cu Dumnezeu. Care e autentică, autentică în orice clipă. Pentru că noi nu avem siguranța zilei de mâine. E creonată greșit imaginea aceasta că vom fi răpiți și așa mai departe. Pentru că scoate în evidență faptul că noi nu putem să ne bazăm pe un eveniment viitor și să spunem avem marja aceasta de timp ca să ne pregătim. Pentru că s-ar putea ca timpul acela să se scurteze drastic și atunci pregătirea noastră să fie suficientă. Cred că este important să conștientizăm păcatul, ne desparte de Dumnezeu, dar ne ia și dorința de a-L cunoaște. Și orice gest pe care noi îl facem, care nu se potrivește cu principiul biblic, cu adevărul Dumnezeu, până la urmă ne conduce într-o direcție nepotrivită. Satana folosește, pentru ca să nu ne pregătim, așa cum spunea și Alin, diversiunea. Și la un moment dat ne dă de lucru și pe pământul acesta, dar uităm de partea aceasta sufletească, partea aceasta interioară care contează înaintea lui Dumnezeu. Merg mai departe. Zice așa: de aceea, versetul 44, Matei 24, da, aici suntem,
De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui și stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dură imaginea asta. Da, e o parte pozitivă și una negativă. Îmi vine în minte o ilustrație pe care am citit-o într-o carte legată de un turist care se duce să viziteze niște locuri din zona Italiei și la un moment dat găsește acolo o moșie, proprietatea unui italian care avea niște grădini foarte frumos aranjate și bate turistul respectiv la poartă încercând să intre și să se apropie mai mult. Îi deschide un administrator care se ocupa de toată moșia respectivă și intră în dialog cei doi. Descoperă câteva lucruri referitor care era statutul lui, care erau atribuțiile lui referitor la moșia respectivă și turistul îi spune, păi vine des proprietarul ca să vadă frumusețea aceasta. La care administratorul spune, face, n-a venit niciodată. De fapt, eu am fost angajat și nu l-am cunoscut în persoană. Păi, dar totuși, faptul că vă îngrijiți așa de frumos de proprietatea aceasta înseamnă că e pe aproape să vină momentul acesta. Și spune, nu știu nimic, nu mi-a dat niciun semnal, n-am primit nicio notificare că ar urma ca să vină și să viziteze proprietatea. Și atunci turistul foarte revoltat spune, păi bine, și atunci de ce muncești cu atâta stăruință ca totul să fie perfect? Iar răspunsul administratorului a fost următorul. Pentru că trebuie ca totul să fie perfect, că nu știu când va veni. Și nu cumva să fiu luat prin surprindere la venirea stăpânului și să nu fie totul așa cum și-ar dori să fie. De fapt, e aceeași imagine pe care am citit-o în versetele acestea, și anume de a fi gata indiferent dacă știi când va veni Fiul omului, adică Iisus Hristos. Pregătirea asta de a fi gata, în ce constă? Și uite, îndrăznesc să vă întreb. Ce faceți voi, în mod concret, să știți că sunteți gata? Sau de unde știți voi că sunteți gata? Aș vrut, dacă ne referim la parabola aceasta, să avem în atenție un adevăr care până la urmă surprinde realitatea. În mod normal, dacă mergem pe stradă și întrebăm pe cei cu care ne întâlnim, sunteți om bun sau om rău? Care credeți că o să fie răspunsul în general? Om bun. Nu-i fiu cel mai bun, dar sunt om bun. Este interesant ce spune în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 20. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Că cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și acum ne întoarcem la parabolă. Noi avem robul credincios și înțelept și totodată avem robul rău. De unde ne dăm seama din ce categorie facem parte? Cum ne raportăm la cel pe care îl vedem? Pentru că, în mod normal, toți suntem credincioși, toți iubim pe Dumnezeu. Dar iubirea aceasta de Dumnezeu este testată cel mai mult în relațiile cu cei din jurul nostru. Și aici Iisus Hristos spune ucenicilor, aveți grijă până se întoarce stăpânul pe care nu-l vedeți, până să revină marele împărat, creatorul universului. Voi trebuie să aveți relații autentice cu cei din jur. Acum ce facem noi? Suntem robi netrebnici înaintea lui Dumnezeu și consider că până la urmă faptul că ne luăm timp să citim Biblia, faptul că ne luăm timp să ne rugăm, faptul că mai slujim într-un anumit fel diferite proiecte. Sunt doar picături, zic eu, pentru că suntem salvați prin har, doar că Dumnezeu ne-a oferit această responsabilitate în așa fel încât să fim obligați, dacă putem folosi cuvântul acesta, să ne implicăm în lucrarea. De asta nu ne garantează până la urmă desăvârșirea. Dom'le, ai fost pastor, ai terminat teologia,
din start tu ai un plus. Pe mine mă surprinde că în ultimul timp descoper că sunt relații destul de nepotrivite așa, vorbim de familie, vorbim de prieteni, dar normal toți în România a ieșit la ultimul recensământ 90% creștini. Și zic, domne, creștinii aceștia ar trebui să-și manifeste până la urmă modul de a fi, modul de a trăi, modul de a-L iubi pe Dumnezeu. Ai spus istoria lor de din zona Brașovului. Ce ai fi răspuns la întrebarea aia? M-a pus pe gânduri și pe mine întrebarea asta și... Adică dacă ar veni Iisus astăzi, ai fi pregătit? Este greu să dau un răspuns. Adică mi-este teamă să dau un răspuns, fie pozitiv, fie negativ. Este o chestie care mă frământă în fiecare zi. Și anume, ține de relația mea cu Dumnezeu. Mă preocupă treaba asta și tocmai de aceea încerc în fiecare zi să mă pun în mâinile lui Dumnezeu. Și atunci când simt siguranța asta, pot să răspund afirmativ. Când evit sau ezit să fac chestia asta, ar putea că atunci să-mi fie greu să răspund la întrebarea aceasta. Și tocmai de aceea cred că avem nevoie ca în fiecare zi să ne punem în mâinile lui Dumnezeu și să putem să răspundem fiecare dintre noi dacă suntem întrebați, dar nu ca o încumetare, ci ca o cu smerie să răspundem că putem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Dar cât credeți că va mai dura până când va reveni Domnul Iisus? Eu mă vulnerabilizez un pic. Când eram adolescent, ziceam că mi-aș dori și eu să cresc, să pot să am permis de conducere, să conduc. Am crescut în ideea asta, faptului că Iisus va reveni în curând. Și tot spuneam lucrul ăsta, că mi-ar plăcea totuși să pot să conduc. Am mai crescut un pic și am zis, băi, aș vrea să termin și eu o școală, să mă apuc și eu să fac ceva în viața asta, numai de timpul de ai mei. După care am zis, mă, vreau să mă însor și eu, să gust ce înseamnă viața de familie. După care am zis, băi, au niște copii și să fie totul în regulă. Apoi am mai trecut ceva vreme și sunt așteptări legate de slujire, de chemare, de... Da, și tot zic că hai, că poate mai se prelungește puțin șederea aici și reușesc să împlinească anumite așteptări pe care le am. La voi cum toată treaba asta? Acum ce am descoperit mergând în unele biserici și pe hol văd harta profetică cu evenimentele de la vremea sfârșitului. Și sunt persoane care urmăresc cu degetul, cu atenție, unde suntem, ce. Da. Noi putem vorbi de partea aceasta, sfârșitul lumii, sfârșitul timpului. Hai să zicem revenirea Domnului Iisus. Revenirea Domnului Hristos și doi, sună mai pozitiv. Pozitiv, exact. Revenirea Domnului Hristos și doi, noi vorbim de sfârșitul vieții noastre. Noi nu știm nici când Iisus Hristos se va întoarce. Doar avem anumite semne, dar nu știm nici când se termină viața noastră. De aceea, pentru mine, provocarea cea mai mare, că sunt sau nu întrebat pe munte de soție, de cineva, l-am spus, Doamne, mi-a oferit un cadou ziua de astăzi. Noi suntem, știți cum e, expuși în fiecare zi. Că pleci de acasă, e normal să te întorci. Chiar de curând, știu, un caz, 58 de ani, un accident de mașină, a decedat pe loc. Se întorcea de la un moment de recreere, timp cu familia, bucurie. Și nu a mai reușit să continue viața. De aceea cred că ar fi bine să ne uităm la harta profetică, dar mai mult decât atât să ne uităm la noi. Spui, Doamne, dacă astăzi ar fi ultima zi, te iubesc din toată inima, am relații bune cu ceilalți. Poate reveni Domnul Iisus în clipa de față? Uitându-ne și la harta profetică de care spui tu. Acum, în momentul ăsta, ar putea reveni Domnul Iisus pe nărul cerului, să-L vadă toată lumea, să vină așa, în glorie și în slavă? E posibil? Acum, dacă ne uităm la lucrurile din Apocalipsa, capitolul 13, unde se vorbește de anumite restricții și anumite impuneri, noi considerăm că trăim încă o vreme de libertate și am putea să spunem, Doamne, n-ar veni acum. Doar că, în perioada pandemiei, am descoperit că lumea se poate opri în brusc. Câteva zile, brusc, toată lumea. Asta înseamnă că Iisus Hristos se poate întoarce foarte repede, foarte repede. Dar mai întâmple ceva? Sunt evenimente care urmează să aibă loc. Noi vorbim de un semn, semnul fiarei, semnul lui Dumnezeu.
restricții care vizează partea aceasta comercială, economică. Persecutarea bisericii. Da, oameni care vor suferi. Dar, v-am zis, nu trebuie să ne gândim neapărat când o să fie evenimentele acestea, ci noi trebuie să ne gândim, Doamne, astăzi am un cadou. Ajută-mă să trăiesc frumos, ajută-mă să promovez și binele și adevărul. De fapt, semnele acestea pot fi privite așa și dintr-o perspectivă pozitivă și dintr-o perspectivă negativă. Dintr-o perspectivă pozitivă să vedem așa un pic pe harta asta profetică unde ne aflăm, dar dintr-o perspectivă negativă încât să spunem avem timp suficient până revine Domnul Iisus Hristos, că încă nu s-au întâmplat lucrurile astea despre care vorbește Scriptura și să amânăm pregătirea noastră. Și tocmai de aceea cred că concentrarea noastră nu ar trebui să fie pe semne, pe ora, pe ziua când vine Hristos, ci să fie pe pregătire. Da, dar nu poate fi un pericol? Că uite ce spune aici versetul, da? Zice versetele astea. Stăpânul meu zăbovește să vină. N-ar putea fi pericolul ăsta în care se spune, da, n-a venit în generația... Câți ani are Biserica Adventistă care a promovat și promovează ideea că Domnul Hristos va reveni, da? Este însă, se găsește asta în însăși denumirea, da? Adventist, da? Revenirea Domnului Iisus. Generații întregi, uite-te în România, voi v-ați născut, din câte știu, în familii adventiste, ca și mine. Părinți, bunici care au crezut asta, i-am îngropat, sunt acolo, noi creștem, uite, ne-a albit părul, unora ne-a căzut, avem copii mari, vin la facultate în curând. Nu am putea cădea în pericolul ăsta, stăpânul meu zăbovește să vină și să ne apucăm de alte griji. Acum, na, nu o să bem, nu o să ce scrie aici, da, să bătem pe alții, dar avem alte, putem să fim prinși de alte preocupări, că până la urmă... De fapt, Biblia și descrie faptul că vor fi o categorie de oameni care vor spune unde este cel care va veni, despre da. Care predicați, despre pe care l-așteptați. Însă, tocmai lucrul acesta scoate în evidență faptul că unii oameni vor abandona lupta aceasta, adică a se mai pregăti și a mai aștepta. Dar tocmai obosești așteptând. Însă, Apocalipsa descrie faptul că biserica sau rămășița aceasta care îl va aștepta pe Iisus Hristos revenind, avea această particularitate și anume răbdarea. Aici este răbdarea Sfinților? Acesta este răbdarea Sfinților, îndelunga răbdare în vederea revenirii Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, atunci când îl iubești pe Hristos, atunci când îl aștepți să vină, nu mai contează că întârzie. Și contează foarte mult faptul că va veni. E sigur de treaba asta. Tu spui că aparent întârzie. Aparent întârzie. Și aș vrea să citim în 2 Petru capitolul 3. Așa. Versetul 9. Unde noi înțelegem că Biblia până la urmă poate fi înțeleasă și explicată punând cap la cap textele care vizează un anumit subiect. Domnul nu întârzie neîmplinirea faptei lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Versetul 9, da? Versetul 2 Petru 3, capitolul 9. Ce este interesant? Versetul 11. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Și acum se dă și soluția. Purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Eu mi-aduc aminte că eram mic și ajungeam într-un magazin mai mare înainte de 89 și părinții mă lăsau să păzesc bagajul. Și era atât de greu să aștept acolo, parcă nu mai veneau, la un moment dat m-au uitat de mine. De ce? Pentru că stăteam. Dacă revenim la Matei 24, descoperim acel rob credincios și înțelept care face ceva, pe când cel rău nu face nimic, că zăbovește stăpânul. Așteptarea este frumoasă atâta vreme cât te implici în activități. Este activă. Exact. Când ești gata să ajuți, că sunt proiecte diverse, să-ți găsești locul tău, pentru că vei fi gata spui, Doamne, eu te aștept, eu nu stau cu mine în sân, hai vino mai repede, că eu sunt perfect, eu sunt sfânt. Ci așteptând și grăbind evenimentul acesta. Chiar... Adică avem și noi un rol în ceea ce înseamnă procesul acesta al revenirii Domnului Iisus? Am găsit undeva scris așa, noi vom birui ajutând pe alții să biruiască. Și foarte interesant, adică noi nu vom ajunge la perfecțiune privind sau ascultând predicile
anumitor predicatori. Deci îl putem influența, putem influența noi data revenirii Domnului Iisus? Nu cred că e vorba de a influența data, ci e vorba de a influența oarecum deznodământul. Adică în ce sens? În sensul în care viața mea, adică este în siguranță în mâinile lui Hristos, de acum încolo sunt preocupat ca și copilul meu, soția mea, vecinul meu să ajungă în aceeași siguranță. Cu alte cuvinte, noi ar trebui să fim preocupați ca împreună cu noi să fie și cei apropiați nouă în siguranță în mâinile lui Hristos atunci când El va reveni pentru a ne oferi mântuirea. Suntem pe final de emisiune. Citeam de oameni cum putem să facem anumite categorii. Sunt oameni din zona de confort. Ei fac ceea ce știu să facă. Sunt oamenii din zona de provocare. Încearcă să facă ceea ce n-au făcut până atunci. Și mai există o altă zonă, zona de inerție. Nici nu mai fac ce au făcut până acum. În mod normal, noi trăim într-o societate în care vrem să consumăm, vrem să ni se ofere totul, pe când Domnul Hristos spune așa, dacă vreți să fiți gata, dacă vreți să fiți pregătiți, faceți ceva pentru cei din jurul vostru. Este cea mai mare provocare, pentru că din, știți cum e, natural noi suntem egoiști, noi suntem comozi și ne întâlnim cu Iisus Hristos și spunem, uite ce am făcut pentru voi și mă voi întoarce, asta înseamnă că și voi trebuie să lucrați pentru cei care sunt în preajma voastră. Pasajul acesta din Matei și alte versete care au mai fost amintite, de fapt, scot în evidență faptul că necunoștința sau necunoașterea unei date nu ne poate scuza de a nu acționa. De a nu acționa, adică în vederea pregătirii noastre și în vederea avertizării celorlalți despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Mulțumesc! Te rog. Aș fi vrut să avem în atenție ca o provocare pentru fiecare dintre noi. Calitatea vieții, până la urmă, depinde de calitatea obiceiurilor. Și cred că ar trebui în fiecare zi să promovăm acele obiceiuri care să ne ajute, de la citi Biblia, a ne ruga, a face ceva pentru semenii noștri. Pentru că acele obiceiuri în cele din urmă va forma un stil de a trăi. Și nu te gândești când va fi revenit Domnul Hristos. Doamne, sunt implicat, sunt gata să ajut. Urmează exercițiul de sinceritate. Dorin, încep cu tine de data asta cu forul 1, 2 sau 3? Numărul 3. Forul 3. Numește două motive pentru care crezi că Domnul Iisus nu va reveni în următoarele 24 de ore. Faptul că avem libertate să ne exprimăm convingerile religioase și cred că trebuie să avem în atenție, încă mai sunt zone în lumea aceasta unde nu au auzit oamenii despre vestea bună a salvării prin Iisus Hristos. Mulțumesc, Alin, 1 sau 2? 1. Forul 1 ascunde motoarele, numește cel puțin două evenimente care ne indică faptul că revenirea Domnului Iisus este extrem de aproape. Aș putea aminti ceea ce am discutat emisiunea trecută, pasajul din 2 Timotei, capitolul 3, versetele de la 1 la 9, acolo unde sunt descrise anumite atitudini care se vor accentua din ce în ce mai mult înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos. Oamenii vor fi din ce în ce mai axați pe eu, pe viața lor personală și vor pierde din vedere dragostea de Dumnezeu. Iar un al doilea lucru pe care îl amintește Scriptura chiar în Matei capitolul 24, spune că vor fi cu tremure, ciumi, războaie, vești de războaie și spune că atunci va fi începutul durerii. Cu alte cuvinte, un semn ca să ne pregătim că urmează să vină revenirea Domnului Iisus Hristos. Mulțumesc mult, au fost alături de mine pastorii Alin Cătinean și Florin Răduț, apreciez echipa tehnică, vă mulțumesc dumneavoastră, dar mai ales îi sunt puternic recunoscător lui Dumnezeu pentru felul în care coordonează lucrurile așa cum știe el mai bine la Taine din Scripturi și aici la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751400300 întrebările care mă frământă. Am să rezum dezbaterea din această ocazie în care ne-am străduit să răspundem întrebării: de ce este comparat Domnul Iisus cu un hoț? Prin a cita Luca 21 cu 36, vegheați dar
în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Pastorul Costi Gugoneață și până la o nouă ediție Taine de Scripturi, vă readuc aminte că bătălia pentru Biblie s-a mutat în casa dumneavoastră. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să rămână peste noi toți.